Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest episod scurt vă voi arăta rapid cum putem calibra modulul alimentatorul XYSK150S, atât pe tensiune cât și pe curent. Să-l desfacem de aici. Acesta este modulul. Să începem cu calibrarea tensiunii. Aici e partea cea mai ușoară. Alimentăm modulul la 12V. Apăsăm pe butonul on-off. Țin link în fine. Ca referință voi folosi acest multimetru. Voi puteți utiliza orice alt multimetru, cel mai precis pe care îl aveți. Pornim modulul la 5V și observăm că în loc de 5V ne indică 4,97V. Să reglăm tensiunea, să spunem la 10V, da? Ne indică 9,98V, 12V, 19,95V, 94, la 24 se observă că ne indică mai puțin, la 32 observă că realitatea e complet diferită. La 40. Bineînțeles că la început ați putea spune că acest modul e defect. Însă nu e așa. Nu este calibrat, de fapt. Hai să scădem la 12V. Oprim. Iar pentru a putea calibra, învârtim de acest buton până aici. Și apăsăm pe butonul SW până ajungem la CLV. Aici calibrăm tensiunea. Dacă v-ați dus prea departe, putem da înapoi apăsând pe butonul rotativ și ne întoarcem la CLV. Apoi apăsăm lung pe on-off și reglăm ce ne indică multimetrul din partea dreaptă, adică 11,94. Ok. Și apăsăm pe on-off. Aici trebuie să reglăm 23,91. Și apăsăm pe on-off. Și am calibrat tensiunea. Apăsăm pe V-set pentru a ne întoarce la prima pagină. Și hai să vedem dacă este calibrat modulul de față pe tensiune. La 5V. 5,01 la 10V, e perfect. La 12V, perfect. 24, ne indică 24, perfect. La 32 și la 40. Să continuăm cu calibrarea curentului, aici e puțin mai complicat, deoarece este de indicat să avem un electron loader cu setarea fixă a curentului. Trebuie să vă mișcați foarte rapid pentru că acel meniu de calibrare dispare repede. Așa că o să vă arăt un oarecare truc. La fel, pentru a intra în meniul de calibrare, învârtim de acest buton, în dreapta de tot, și apoi pe SW apăsăm până ajungem la CLA. Multimetrul din partea stângă îl vom folosi ca referință. Este setat pe măsurarea curentului, bineînțeles în serie. Apăsăm pe SW până ajungem la CLA și apăsăm lung pe on-off. În cazul acesta o să învârtim de acest buton pentru că altfel va dispărea acel meniu, acea interfață. E foarte enervant. Ar fi trebuit să îl facă să stea mult mai mult timp, să nu dispară. Nasol. O să reglăm acest electron loader la 1,5 amperi. Ok, am reglat la 1,503. Apăsăm pe OK. Iar acum trebuie să reglăm electron loaderul la 3 amperi. Ok, reglăm la 3,005. Și OK. Și am calibrat pe curent. Da, a fost destul de complicat. Da, 3,001.
Chiar bine, nu e rău. Da, se mai poate încerca o recalibrare, în cazul în care nu vă convine. Resetați și recalibrați din nou. Pe tensiune este foarte ușor, dar pe curent puțin mai complicat. Dacă acel electronic loader nu permite setarea rapidă a curentului de 1,5A, ca exemplu, și 3A. Cam aici se termină acest scurt clip. Foarte sigur vor urma alte episoade despre modulul de față. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!